Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi facem un nou episod, începem o nouă serie și da, haideți să vă explic despre ce este această serie. Aici la season, frumos. La season, să mergem la Liga 1, frumos. Și aici știți că jucăm cu toate echipele din România care au fost sezonul trecut, chiar dacă acum sunt și altele, cum ar veni Mioveni și Rapid. Și da, o să jucăm împotriva acestor echipe, dar cum ar veni, acum eu am meci cu Argeș, o să fac echipa celor de la Argeș. După meciul ăsta nu știu cu cine am, o să fac echipa lor, cum ar veni, joacă Argeș versus Argeș și tot așa, și o să cresc jucătorii la minim 70. O să iau cele mai bune variante ale lor, pe care o să le găsesc. Și da, dacă sunt sub 70, o să le cresc. Nu o să le duc la 80 pentru că e o risipă de bani și de XP și n-are rost. Și da, revin după ce termin de făcut echipa. Ok, băieți, am terminat de făcut echipa, așa arată acum după ce am cumpărat jucătorii, urmează să-i cresc, revenim. Bun, deci am terminat de crescut și toți jucătorii la minim 70, așa că da, haideți să vă prezint atributele. Acesta este portarul grab, arată slab, ok. Aici de jung, are viteză bună și balance, da, ok, îmi place. Am uitat să menționez un lucru, adineori am filmat un episod și acum sunt cam supărat. Am filmat episod de am deschis niște pack-uri de la event și cu jucătorul ăla din store și mi-a picat zomăr de 104, după cum vedeți, l-am dat cu 23 de milioane și filmasem, dar da, am cam șters videoclipul din greșeală. Vă rog să mă scuzați, dar da, asta este. Trecem mai departe, aici Leca, foarte, foarte lent. Ok, Turda, și el destul de lent. Și da, de asta, dacă pare că sunt cam supărat acum când filmez acest video. Dar da, aia e de Lucas, care e bun pe pase, măcar pe ale. Așa, Anastasie. Sergio, ăsta aici, frumos, este cel mai bun, care și skill boost mare. 78 shot power, ok. Deac, o viteză bună, nu-i Ciprian Deac, e Gabriel Deac, care ne va ajuta acolo cu viteza. Drăghici la fel, cu o viteză foarte bună. Așa. Și aici în DIA, care și el cu o viteză foarte bună. Deci, da. Bun, deci am activat și line-up-ul, haideți să mergem să jucăm meciul contra celor de la Argeș. Jucăm și noi Argeș versus Argeș să vedem ce le putem face celor de la Argeș, nu? Adică... Na, are sens, nu? Argeș versus Argeș, nu? Ok, hai să vedem. Noi avem 104, ei au 70. Ok, totul bine și frumos. Na, hai să vedem. Bă, deci nu pot să-mi iau gândul, bă, că am șters videoclipul ăla ca prostul. Nu știu cum, că erau două părți, ne-am confundat. Dar în fine, hai să trecem la această serie. Haideți să ne concentrăm pe ea. Începe meciul, vă rog să mă scuzați dacă am lag. Vă zic de pe acum. Oricum cred că o să las decât fazile importante sau nu știu, vedem. Sau tot meciul, nu știu. Hai să vedem în DIA, pasă la Sergiu. Urcă aici bine Drăghici. Înapoi Sergiu. Aici a cerut pasă, cred că Anastasie. Anastasie încearcă un șut de la distanță. Pe lângă. Puțin pe lângă acel șut. Ok. Câștigă mingea, Sergio, de jung, ăsta cu viteză, l-a văzut bine aici pe Drăghici, Drăghici a urcat foarte bine, Drăghici, dar... Oh, Drăghici câștigă din nou mingea, Drăghici, Drăghici pasă în fața porții, gol, în dia e... Boom, în tribună, headshot. Foarte frumos acolo, Drăghici a recuperat acolo, mingea a centrat bine acolo la careu. Și 1-0. Deac, pasă la Ndiaye. Ndiaye, Ndiaye poate face dubla. Ndiaye! Ce scăriță. Ce scăriță, 2-0. Uitați ce frumos. Hop! Săracul grab, cred că era grab. N-a avut nici măcar o șansă. Ok, hai să vedem Tofan de la ei, Mezacoli, eu nu l-am luat în echipă, nu știu de ce. L-am preferat cred că pe Sergio ăla. Ok.
Grecu, nici pe el nu l-am, nici pe Prepeliță. Ok, joacă bine, băi, ți-i șut de la distanță. Ok. Au. Nu, nu așa, nu. Nu-mi dai mie gol așa. Ok, hai să vedem Leca. Ok, Sergiu, în spate. Încet, încet câștigăm și teren, Tofan. Tofan avansează puțin. Îl vede foarte bine aici pe Deac. Deac. Deac, centrare. Drăghici, Drăghici, Drăghici driblează portarul și bară, incredibil așa ceva. Am vrut să dau chip shot de acolo. Și băieții pleacă pe contraatac sau Mino, mingea e la mine. Da, e la mine. Jucăm mai frumos în apărare, jucăm puțin și cu Greab. Degajează Greab. Cosmin a distribuit o competiție, iauzi la el. Of. Notificări. În dia e, aproape se recupereze mingea. Încearcă acolo un tackling, se apropie și pauza. În continuare 2-0. Ok, hop. Frumos aici, Sergiu, Sergiu. Câștig, bun. Bun, ăsta si el vede aici bine pe Drăghici. Drăghici, Drăghici, Drăghici. E fault, e penalti. E fault și este penalti. Este penalti. Și aici mi s-a oprit filmarea, vă rog să mă scuzați. Oricum, după cum vedeți, am câștigat cu 3-1.